Salutare tuturor! Așa cum știți, ieri a fost publicat primul set de teste pentru antrenament uh, pentru acest uh, an școlar. Așadar, l-am notat test de antrenament numărul 1 pe 2022. Vom începe să-l rezolvăm și uh, puteți să vă uh, corectați ca cu un barem. Primul subiect este. Început cu prima parte de algebră, iar primul exercițiul este următorul. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 2 și 5 este egal cu. Fără să ne mai gândim neapărat cum se calcula cel mai mic multiplu comun, ne dăm seama că cele două numere sunt prime și prime între ele, așadar, cel mai mic multiplu comun este produsul dintre cele două numere. 2 înmulțit cu 5 este egal 10 și varianta corectă este la punctul C. Dacă aveam uh, alte numere în uh, enunțul problemei, ne reamintim că cel mai mic multiplu comun a două numere este uh, calculat după ce descompunem numerele în factori prim și calculăm uh, numerele uh, cu atât cele comune, factorii atât cei comuni cât și necomuni la puterea. Cea mai mare. Cum 2 nu se poate descompune fiind număr prim, atenție, singur un număr prim par și de asemenea 5 este număr prim, nu avem ce să descompunem. Cel mai mic multiplu comun al lor este produsul dintre cele două numere, 2 ori 5, așa, așadar, răspunsul corect este 10. Sunt convinsă că ai reușit să rezolvi acest exercițiu și așadar poți nota uh, pe barem. Cele 5 puncte obținute revenim imediat cu următorul subiect.